Acoperișul unui bloc cu trei etaje din municipiul Lupeni a luat foc în dimineața zilei de astăzi 3 mai. Zeci de persoane care locuiesc în imobil au fost nevoite să se autoevacueze. A intervenit de urgență detașamentul de pompieri Petroșan din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara cu trei echipaje de stingere, o ambulanță smurt și o ambulanță a Serviciului de Ambulanțe Județean Hunedoara. În jurul orei 7.30 dimineața pompierii hunedoreni au reușit să stingă flăcările, însă echipajele de intervenție au rămas la fața locului încă câteva ore pentru înlăturarea efectelor negative rezultate în urma incendiului. Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, cauza incendiului a fost un scurt circuit la instalația electrică a imobilului.